că prefectul capitalei, ex-prefectul acum, capitalei, ex-prefectul, ca să fim tehnici. Acum candidat primăria sectorului 2, suntem foarte onorați în vizită la noi, la Oare București. Cum ți se pare casa noastră? Nu e o surpriză, nu putem să ne prefacem că n-am vizitat înainte. E o muncă absolut admirabilă pe care ați realizat-o aici și îmi place rezultatul foarte, foarte mult. Și ca să intru în detaliu, o casă veche, din perioada interbelică, restaurată integral, cu materiale de foarte bună calitate, evident cu o viziune arhitecturală nouă, specială, da, care ne duce cu gândurile la foarte multe stiluri, pe unele dintre ele puține le-am recunoscut și eu, nefiind totuși arhitect, dar fiind pasionat de lucrurile de bună calitate. Și mai e ceva, chiar discutasem înainte, cred eu că acest proiect mic, într-adevăr, da, poate fi un bun exemplu pentru întreaga zonă în care ne aflăm, exact, e pe zona Plevnei, pentru cei care nu știu, și care are nevoie ca de aer de o regenerare urbană consistentă. Consistent. Și atunci mi-aș dori să dați nota prin acest proiect foarte, foarte reușit. Înțeleg că se poate și vizita, atunci... Da. Dacă sunt expoziții sau vernisaje, promit să dau share. Suntem aici. Și să-mi trimit prietenii. Mulțumim. Mulțumim. La voi, la Oare, pentru că merită. E o lucrare excepțională. Mulțumim mult. Evenimentul, ok, este o perioadă pe care toți o cunoaștem. Noi, la Oare București, am făcut o declarație publică. Sunt priorități ale colegilor noștri arhitecți. Cu ce se confruntă, ce își doresc. Sunt și lucruri pe care definitorii pentru întreaga industrie de construcții și cumva aceasta e invitația de a discuta câteva din aceste priorități și în același timp de a prezenta și o parte din inițiativele, cel puțin legate de oraș urbane, arhitecturale, pe care le prezinți tu. Da, ce e interesant că tu ești chiar locuitor al sectorului 2 și asta mi se pare un lucru interesant de spus. Partea deciziei pentru a fi desemnat candidat la primăria sectorului 2 a fost și acest fapt. Sunt locuitor al sectorului 2. Evident, trăiesc și eu într-o comunitate din sector, lângă Parcul Circului. Pot să spun așa că fac parte din mișcarea civică din zona și nu pot să spun că mă bat cu primăria sau cu instituțiile, pentru că în ultimii ani cel puțin am fost angrenat în serviciul public. Dar la fel ca orice locuitor al Bucureștiului, am și eu probleme legate de cartier, de zonă, am nemulțumiri, am mulțumiri și așa mai departe. Da. Deci în afară de faptul că, mă rog, în calitate de prefect al capitalei, totuși obligația de serviciu și datoria, dar și pasiunea mea a fost să știu cât mai bine problemele cu care se confruntă municipiul, faptul că locuiesc în sectorul 2 a contat, a cântărit în luarea acestei decizii. Foarte mult. Bun, sunt câteva, să zicem așa, capitole de discuție. Prima prioritate a colegilor noștri, autorizațiile. Timpii de emitere a autorizației, respectarea acestor timpi, eficientizarea întregului lanț de autorizare. Da, Bucureștiul e cunoscut și nu doar Bucureștiul, și de fapt și în toată țara. Ce viziune ai în sensul acesta? Ce idee ai? Mai ales și legată de problema digitalizării, platformă online, certificat de urbanism, autorizație online. Aici, e o întrebare extrem de importantă și vreau să încep cu experiența mea ca și angajat al statului. Eu am fost city manager, context în care ne-am și cunoscut. De regulă m-am ocupat de partea de dezvoltare și de investiții a unei primării. De regulă eram cel care venea cu o cerere de certificat de urbanism, la fel ca un alt beneficiar, și mă duceam să obțin certificatul de urbanism, avizele, autorizația de construire, pentru că eu în spate aveam pregătiți pași, cererea de finanțare, calendarul foarte precis de implementare și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu mai degrabă m-am simțit tot timpul beneficiar al acestui serviciu public decât, știu eu, autoritate de reglementare sau emițător. Pentru că știm cu toții, conform legii, primarul este cel care semnează autorizațiile și atunci
fiind responsabil de investiții, m-am confruntat tot timpul cu problema asta. Și, din păcate, nu de puține ori, statul se sabotează pe el însuși. Adică e o chestiune pe care toți primarii din București vor spune-o astăzi, în raport cu discuțiile, nu vreau să politizăm deloc, dar în raport cu relația cu alte instituții. Ori, pornind de la premiza asta, n-am fost niciodată investitor sau dezvoltator, nici nu e pasiunea mea principală, dar cred că e o problemă reală. Deci dacă statul nu e în stare să-și dea singur certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, pornind de la premiza asta, cred că beneficiarii privați, operatorii economici au o mare problemă. Motiv pentru care unii dintre ei și-au făcut bagajul și au plecat din România, s-au relocat către Varșovia, de exemplu, pentru că e un mediu mai predictibil până la urmă. Nu vorbim de prietenos, neprietenos, dar predictibil. Adică în momentul în care îți faci un business plan, tu trebuie să știi că, nu știu, în 18 luni voi finaliza toată documentația și mă pot apuca efectiv de investiție. Pentru că altfel blochezi linii de credit, plătești dobânzi, plătești angajați și cu toată regia din spate. Infrastructura asta de online, de digital, atunci pentru primărie. Revin cu un exemplu tot din activitatea mea curentă. Ultima experiență ca city manager la sectorul 5 în 2022-2023, am contactat o mare companie din România, nu știu dacă am voie să-i spun numele. Noi n-avem probleme din genul ăsta. E o mare companie de IT cu capital integral românesc, care este lider mondial de piață pe tot ce înseamnă roboți și inteligența artificială și știm cu toții cine e. Intenția a fost să digitalizăm complet procesul de emitere a certificatelor de urbanism. Pentru că la un certificat de urbanism, lucrul ăsta poate fi făcut extrem, extrem de simplu. Avem o bază de date locală cu toate reglementările. În momentul în care un cetățean a venit cu o cerere, a depus-o, extragem informațiile respective din baza de date și documentul se emite și se comunică în mod automat. Erau câteva probleme legate efectiv de semnătură, pentru că, după cum știm, în administrația românească cererile online se depun la etajul 2. Dar, mă rog, erau de depășit aceste probleme. N-am reușit să finalizez proiectul pentru că mi s-a terminat mandatul, dar sunt complet de acord cu introducerea digitalizării până la cel mai înalt nivel. Adică dacă, nu știu, dau un exemplu, autorizația de construire nu poate fi semnată digital de către primar, ok, eu printăm și o semnează holograf și o transmitem către beneficiar, dar până acolo susțin fără niciun fel de rezervă digitalizarea și susțin din multe motive. În primul rând consider că ar duce la scăderea acestor termene, lucru acuzat de absolut oricine și de mine ca funcționar al statului până la urmă. Doi, ar duce la eradicarea sau măcar la diminuarea nivelului de corupție. Da. Lucru extrem, extrem de important. Și trei, ar crea un mediu mai predictibil în domeniul construcțiilor. Pentru că astăzi trebuie să vorbim corect și onest. Sunt anumite companii care își generează avantaje competitive pe baze nefundamentate, ca să zic așa, sau incorrecte. Pentru că, prin diverse conexiuni, ajung mai repede sau mai încet la anumite zone. Și atunci, prin digitalizare, eu cred că putem scăpa de această meteahnă. Și mai are un beneficiu important, care cred eu că e chiar legat de mentalitatea noastră ca popor. Noi nu putem înțelege conceptul că acolo unde e lege nu-i tocmeală. Nu suntem noi, cred că antropologic construiți. Am fost tot timpul la o răscruce de drumuri, am fost în calea marelor rute negustorești și am fost învățați că cele mai multe lucruri din viața asta se tranzacționează, inclusiv legea, din păcate. Și atunci, din această cauză, sau cred eu, aceasta este cauza multor tragedii urbanistice care ni s-au întâmplat în ultimii 30 de ani. Pentru că, în general, s-a considerat, nu vreau să personalizez în niciun fel, că totul se negociază. Ce dacă regulamentul de urbanism spune că putem să construim până la etajul 2? Hai că mai punem acolo 4 etaje. Și asta o vedem în fiecare zi. Eu, având această calitate recentă de candidat la primăria sectorului 2, merg foarte mult în teren și mă întâlnesc cu foarte multă lume.
nu e bine ce s-a întâmplat în București. Nu e bine deloc. Asta e o temă foarte, foarte amplă. Și aș mai adăuga poate ceva la subiectul deschis, pentru că avem privilegiu într-un fel că ai avut și calitatea de city manager și de prefect, deci o viziune de ansamblu a problemelor. Pe lângă partea digitală, care la modul simplu, cum se întâmplă în alte țări, cererea de certificatul de urbanism, de informare, îl cer online, îmi revine online în câteva secunde, cel de construire este mai lent, autorizația de construire în anumite țări se depune și se poate ridica online, dar mai avem un subiect care iarăși ar interesa nu numai arhitecții, dar și primăriile și investitorii. A fost prevăzut de mult în legea 50, acordul unic, care însemna că beneficiarul se ducea la primărie cu tot dosarul și la primărie veneau pe rând toți avizatorii ca să avizeze 100 de dosare deodată și după ce își dădeau opinia, returnau dosarul cu autorizația, toată lumea era în câștig. Dar la noi acest lucru pare totuși să se izbească în continuare de niște probleme legislative. Cum s-ar putea acest deziderat impulsiona sau integra? Cum ar putea fi? În primul rând că, mă rog, acest concept sună foarte, foarte bine și chiar cred că e unul corect. Mai ales, nu știu, poate putem prioritiza, că va fi greu să chem tot timpul toți avizatorii la primărie, dar pentru investiții, nu știu, poate publice peste un anumit impact sau nivel financiar. Și pentru investiții private, la fel. Pentru un anumit nivel de complexitate, cred eu că poate funcționa foarte bine. Dar tot din experiență vreau să vă spun că vă recunosc că nu sunt arhitect, n-am practicat, dar în administrație am multă experiență. Da. Credeam că am fost temerar în momentul în care, pentru o investiție publică, am chemat instituțiile avizatoare la primărie, tocmai ca să meargă mai repede un proiect, o investiție publică. Și credeam că am făcut un lucru extraordinar. Am aflat că era o chestiune prevăzută de lege. Da, într-o lume normală așa ar trebui să funcționeze, dar după cum bine știm, noi avem și talentul de a ne sabota prin reglementări legale imprecise. Și cred eu că aici e toată cheia. Odată ce nu avem un cadru legislativ unitar și legea, nu știu, să spunem, nu vreau să dau o instituție avizatoare sau alta, dar să spunem că avem instituția avizatoare X, care are propria lege de fundamentare, care mai are și norme de aplicare la propria lege de fundamentare și de regulă ori legea, ori normele sunt în contradicție cu alte legi care reglementează, cu legea 50 în speță, care reglementează autorizarea lucrărilor de construire, atunci de asta apar blocaje. Și atunci, cred eu că asta eu nu vreau să abstractizez sau să conceptualizez prea mult, dar asta e tot un rezultat al unei democrații lipsite de maturitate, care nu s-a lovit încă de toate problemele ca să le poată rezolva într-un timp util. E un proces îndelungat, e vina tuturor că ne aflăm încă aici. Poate unii au profitat de aceste lacune legislative, dar din păcate nu avem altă cale. Trebuie să începem să rezolvăm din problemele structurale. Structurale. Pe ideea aceasta, Mederapu a inițiat un proiect care de fapt s-a și predat. Un proiect digital pentru acordul unic, o platformă care să fie preluată de toate primăriile din țară și să se lucreze cu ea. Crezi că ar fi posibil? E posibil? De ar ce funcționa? Aici aș lega-o cu discuția anterioară cu privire la digitalizarea procesului de emitere a certificatelor și autorizațiilor de construire. Da. De ce să nu funcționeze? Cred eu că ar funcționa foarte bine. Dar din punctul ăsta de vedere al interpretabilității legislației în vigoare care duce la aceste tipuri blocaje. Da, sau faptul că digitalizarea poate că nu a fost chiar dorită pentru că se pot interpreta într-un fel sau altul diverse chestii din lege. Poate fi una dintre cauze. Poate fi. Urmează să se schimbe prin catucul acesta care e încă în Parlament și încă nevotat. Să se schimbe toate legile în domeniul lui, să zicem. Să se actualizeze. Sau să se actualizeze. Da. Sau măcar să se uniformizeze, că înțeleg că asta e rostul unui cod al urbanismului, să avem reglementări clare, să nu mai avem 70 de norme legislative aplicabile, să fie reunite într-un singur document și să uniformizeze. Noi la Ordin am studiat documentul propus spre vot și erau multe lucruri
Bine, care nu erau în regulă. Într-un fel l-am și făcut, dar l-am și studiat. Deci aici, într-adevăr... Ordinul a fost partea procesului. Iar noi la București am trimis niște observații, amendamente din partea arhitecților, dar și arhitecților de interior, de exemplu. Asta e o discuție foarte interesantă. Uitați cum am sărit de la elementele cele mai mici, care sunt certificate de urbanism, exact, la cele mai mari, care este legea însăși. Da. Și aici probabil că face întrecerea la un alt subiect, probabil pe locul 2, ca prioritate pentru cei 4.000 de arhitecți din filială, deci 40% din arhitecții în România, care se referă la planuri urbanistice zonale PUZ-uri, la planul urbanistic general și în cele din urmă la codul amenajării teritoriului și urbanismului CATUC. Referitor la CATUC, trebuie să spunem că există niște limitări serioase, spre deosebire de codul francez care introduce și legea și hotărârile de guvern. Cel românesc este numai o lege, ceea ce înseamnă că el va fi permanent completat de hotărârile de guvern și altele care nu vor face parte din cod. E opinia juriștilor, n-avem ce să-i facem. Iar opinia pe care trebuie să o exprimăm, și aici ajungem în subiectul discuției, opinia Ordinului Arhitecților, este că acest CATUC va permite derogări mai mari decât legislația veche, respectiv 20% din PUZ trece la 30% și în premieră va permite primăriilor de sector, ca prin PUD-uri, să facă derogări nu numai de la poziționarea pe teren, dar și de la coeficientul de utilizare a terenului, deci să spunem cât poți construi în suprafață, care în premieră în ultimele 3 decenii ajung să fie sau ar ajunge la 20%. Cum priviți, și asta este o întrebare a arhitecților din filială, cum priviți aceste derogări de la legislația superioară, la PUG, introduse prin PUZ-urile uneori pe parcel, alteori pe zone mai mici? În primul rând, discuția este una foarte amplă și pornește chiar de la reglementarea administrativă a municipiului București, în speță. Nu vreau să mă refer la alte municipii pentru că situația e diferită. Cred că ar trebui ca înainte să, poate chiar în contextul dezbaterii acestui cod al amenajării teritoriului și al urbanismului, să discutăm și despre atribuțiile fiecărei primării în parte. Nu vreau să mă pronunț radical pentru că, sincer, pentru că suntem în campanie electorală și orice e interpretat. Dar opinia mea de cetățean este că dacă faci aceleași greșeli și te aștepți să ai un rezultat diferit, înțelegem cu toții concluzia. Da. Ceva n-a mers bine în București. E clar, pentru toată lumea, pentru toți oamenii care au ajuns să iubească orașul ăsta, cum sunt și eu. Și atunci trebuie să facem ceva diferit. Și trebuie să facem ceva diferit pornind de la un obiectiv comun și mai mult decât atât un obiectiv cu o largă susținere în toată societatea bucureșteană. De exemplu, cred eu că grija pentru conservarea patrimoniului cultural o are orice bucureștean. Nu cred că există bucureștean care să spună, domnule, nu vrem să conservăm patrimoniul. Mai sunt, din păcate. Bun, dar sunt minoritari în orice caz. Sperăm. Da. Și atunci, pornind de la niște obiective comune, ar trebui să facem reglementările în consecință. Venind mai aproape, că nu vreau să evit în niciun fel această întrebare, epopeea derogărilor nu a funcționat. Derogarea, în esență, ar trebui să fie un mijloc excepțional pentru o situație excepțională. Excepțional. În București această derogare, din nefericire, a fost transformată în regulă. În regulă. Și atunci, sincer să fiu, am studiat prea puțin din cod, dar eu, la fel ca dumneavoastră, că discutam înainte de emisiune, am avut cumva o revoltă de data aceasta politică și am spus că măcar cei care aduc amendamente la cod or să fie profesioniști în domeniu, adică să avem, nu știu, deputați arhitecți sau urbaniști, ori să fie în urma unor consultări cu societatea civilă, cu Breasla, ori măcar să fie reprezentanții unor aglomerări urbane semnificative și reprezentative, astfel încât să știm cu toții ce înseamnă de fapt amendamentele respective.
sigur că e o formă de discriminare uh-huh. pentru că oricine poate să-și exprime opinia. Dar pentru sănătatea societății noastre, cred eu că ar fi bine să ne luăm niște mijloace de protecție. Revenind, atât timp cât e un instrument anacronic, nici nu știu ce am putea să mai discutăm de el. Adică trebuie să ne punem problema în acest moment, cum facem să nu blocăm investițiile publice majore. Pentru că PUC-ul le blochează. Adică nu le blochează. Nu le-a prevăzut sau inițial și ne obligă inexistența unui PUC actualizat la vremurile în care trăim. Ne blochează investiții publice mari. Blochează niște fonduri care vor fi pierdute irreversibil de către România. Adică investițiile din PNRR, de exemplu, dacă nu vom reuși să le decontăm până în 2026, nu le vom mai deconta deloc. Ne puteți da niște exemple? Păi, sigur că da. Sunt exemple chiar din sectorul 2. Avem investițiile pe platforma medicală Fundeni. Guvernul României investește peste 500 de milioane de euro acolo, în platforma medicală Fundeni. Erau investiții prinse în puzzle de sector, la fel investiția la stadionul Dinamo. Prin anularea puzzle-ului de sector, se anulează și reglementările pentru acele investiții publice. Și atunci vor veni din nou primăriile de sector sau primăria generală sau Guvernul României, Ministerul Transporturilor. Nu mai spun că lucrăm la extinderea metroului. În calitate de city manager al sectorului 5 am lucrat la extinderea magistralei M4, care trecea prin sectorul 5. În calitate de primar al sectorului 2 vreau să preiau, să particip la extinderea magistralei M5 de la Universitatea Iancului Pantelimon și la magistrala M7, Unirii Obor-Colentina. Pentru o stație de metro avem nevoie de puz. O fi bine? Eu cred că nu. Adică dacă stăm să ne blocăm cu astfel de chestiuni, până la urmă ridicole, pentru că sunt sigur că în lumea asta, dacă se uită Federație imaginară a arhitecților din lume, de pe Mapamund, și se uită la noi, cred că cineva râde de noi. Da, pe de altă parte, toate aceste investiții nu au un impact foarte puternic asupra orașului, deci trebuie gândite într-o formă de asta de regulamentare, dar asta e interesant când se termină PUG-ul, pentru că toată lumea își dorește... Când se termină? Noi știm, nu, că anul ăsta ar trebui un draft să fie. Ar trebui să intre în etapa finală. Dar niște impedimente serioase pentru toți primarii, arhitecți, cei care se izbesc de oraș, e accesul la baze de date, eventual la baze de date CIS cu informații geolocalizate, care pornesc de la biciclete, spații verzi și merg până la parcele. Cum vedeți problema asta la nivel de București, pentru că aveți viziunea de ansamblu și la nivel de sectoare? Eu, în calitate de prefect al municipiului București, m-a interesat inclusiv subiectul finalizării în sfârșit al planului urbanistic general. Și am rugat părțile participante la acest proces să avem o întâlnire în care să detaliem, să vedem când se poate realiza să finalizăm planul urbanistic general. Mi-a plăcut foarte mult conceptul pentru noul PUC. Este un PUC dinamic, are foarte multă logică, ceea ce mi-au spus arhitecții care lucrează la PUC, extrem de multă logică, mi se pare un instrument foarte modern, mi se pare că inclusiv pentru un primar inteligent îi ușurează munca cu peste 50%. Deci este realmente un instrument de management al spațiului public, al teritoriului municipiului București, fantastic. Sună extrem de bine. Problema este că acest PUC nu va fi terminat până când nu vom avea registrul spațiilor verzi întocmit și aprobat de Consiliul General și până nu vom avea cadastrarea completă a municipiului București. Care e iar aceste problemă. Două procese durează mult și bine, pentru că nu am văzut, din păcate, o dorință reală de a finaliza aceste două procese. Cadastrarea s-a mai descentralizat acum și către primăriile de sector, dar... Și aveți niște informații apropo de stadiul la care ar fi cadastrarea, să zicem? Nici măcar străzile din municipiul București, care totuși cât de greu să fie să cadastrezi niște străzi. Străzile alea sunt
din nefericire pentru municipiul București, da, de mulți ani. Cam aceleași sunt străzile din municipiu. Nici măcar străzile nu sunt cadastrate. Nu mai vorbim de restul domeniului public și privat al municipiului și așa mai departe. Nu pot să vă dau un orizont de timp, dar ca persoană care a mai lucrat în instituții publice, nu am văzut o dorință, un drive, hai să finalizăm totuși procesele astea două de care depinde PUB. Deci ne să finalizăm informație... și registrul spațiilor verzi, da, să finalizăm și cadastrarea. Ne confirmați o informație tehnică care de fapt afectează viața de zi cu zi a tuturor, că toți suntem preocupați, da, de transport, de alte chestiuni. Știm că sunt primării care au avut cadastru 4% din spațiu public și care poate n-au trecut peste 80%. Și ceea ce înțelegem e că aceste chestiuni tehnice, de fapt, duc la imposibilitatea finalizării acestor documentații. Eu, opinia mea confirmată cu elaboratorii PUG-ului este că nu vom avea un PUG finalizat până când nu vom avea registrul spațiilor verzi aprobat, da, și cadastrarea finalizată. Cât va dura acest lucru depinde foarte, foarte mult de dorința Primăriei Generale, în primul rând, de a se implica, da, în acest proces. Am o întrebare, scuze, da, sunt curioasă. Autoritatea publică se poate implica în vreun fel în cadastrarea domeniului privat? A fost un program național de cadastru, dacă nu mă înșel, și s-a făcut inclusiv prin intermediul armatei, prin intermediul specialiștilor topografi din armată, la nivel național. La nivelul municipiului București, sincer să fiu, nu știu să vă spun dacă există un program local. Local. Adică, dacă vedem... Răspunsul concret e că nu știu. Dacă vedem că există acest blocaj care e fundamental, înțelegem, da, cu toții de ce, ar trebui totuși să existe un heirup al tuturor... Dacă nu există deja un astfel de program, cred că putem găsi temeiul legal pentru a-l crea, pentru a-l aproba printr-o hotărâre de consiliu, și a face municipiu acest proces de cadastrare în locul proprietarilor privați, tocmai ca să ajungem mai repede la o finalitate. Da, și da, apoi rămâne de văzut cum se va regla relația dintre municipiu și beneficiarul direct, exact, care până la urmă e fiecare gospodărie, da, din oraș. Era o întrebare în sensul ăsta, nu? Dacă nu se finalizează PUG-ul curând, lucrurile tot așa stagnează, primările de sector își pierd mult din investiții. Ca primar de sector, cum veți dialoga cu Primăria Capitalei până se finalizează PUG-ul? Pentru că o să aveți un întreg sector, unul dintre cele mai mari orașe din România de ținut în mână, de asemenea de dezvoltat. Și atunci... Acest dezechilibru, că până la urmă e un dezechilibru, cum îl depinde foarte mult. În primul rând, relațiile instituționale sunt foarte bine reglementate de legislație. Știm cu toții care sunt mijloacele instituționale pe, da, care le uzităm în momentul în care avem treabă la Primăria Generală sau la sector. Dar relațiile interumane sunt cele care grăbesc procese sau efectiv sucumbă procese. Sucumbă. Sper să putem avea un dialog normal pentru obiective concrete, pozitive și care să ducă până la urmă la îmbunătățirea serviciului public. Sper. Înțeles. Da. Apropo de dialog, aveam o întrebare pe un subiect tot așa foarte de interes pentru arhitecți în urma acestui sondaj pe care l-am făcut la filială, și anume relația dintre primărie și mediul profesional. Pe de-o parte, arhitecții care își doresc un dialog mult mai strâns între autoritatea publică pe proiectele lor, până la autorizare, să zicem, un dialog punctual pe întrebări și răspunsuri, cum să spun, o relație mai apropiată, efectiv. Și a doua parte a întrebării se referă la relația dintre primăria sectorului 2 și Ordinul Arhitecților București. Cum ați vedea o colaborare mai strânsă între profesie și... În primul rând, nu e o chestiune doar de viziune, ci și o chestiune de exercițiu. Ne pornisem concurs de soluții pentru o zonă din sectorul 5 cu foarte, foarte mult potențial. Nu cunosc dacă s-a continuat, dar sper să se continue și să iasă ce trebuie. S-a dorit, dar nu s-a continuat. Îmi pare rău, poate se va relua. Acest tip de proiect trebuie tratat doar împreună cu Breasla, pentru că nu ai cum altfel. Eu aș spune că există cel puțin două tipuri de primar.
Or fi există mai multe, dar există două tipuri din această perspectivă, ca să simplificăm discuția. Există primarul care în momentul în care reabilitează un bloc alege el singur culorile cu care să fie vopsi blocul și există primarul care lasă specialiștii să studieze poate și puțin antropologia locului, poate puțin și istoricul, da, comunitatea, specificul și așa, tradițiile. Eu prefer să las specialiștii să aleagă soluții și dacă voi fi convins, pentru că sunt capabil să înțeleg foarte multe lucruri, dacă voi fi convins că acelea sunt soluțiile bune, voi merge până în pânzele albe alături de specialiști, dar nu în locul lor, pentru că nu ai cum. Adică chiar cred că e momentul să terminăm cu epoca primarilor care vopsesc singuri blocurile, că nu iese bine, nu de altfel, adică vă pot da nenumărate exemple, nu iese bine de altfel. Într-una din experiențele administrative chiar am insistat foarte tare să revopsesc un bloc, pentru că da. Și nu am putut pentru că nu am avut prevedere legală, costul era unul foarte, foarte mare. A, ca să-l schimbați, da, nu mai era bine. Ce a ieșit nu era deloc bine. De altfel, de-a lungul timpului ați întins o mână ordinul și ordinul a întins o mână primăriei legat de organizarea de concursuri. Și noi ne gândim în continuare că putem susține atât clădiri importante, cât și unele care interesează pe toată lumea, trebuie să iasă bine, cum ar fi instituțiile școlare, școli, licee. Da. Și vorbiți în program despre construirea de școli și licee și spuneți că vorbiți de expertiză, de proiecte, de sprijinul pe care îl aveți deja. Cum ar putea ordinul să participe la astea? Și de ce nu cu investiții care să fie bine gândite tehnic, financiar, pe care noi le vedem prin concursuri de arhitectură, în opoziție cu licitația cu prețul cel mai mic pentru proiectare? Cred că licitația cu prețul cel mai mic pentru proiectare și-a cam epuizat resursele din toate părți. Pentru că puțin dai, puțin face. Vorbind pe românește și direct. Eu nu sunt adeptul concursurilor de soluții. Singura reținere o am doar din perspectiva timpului, pentru că unele s-ar putea să dureze prea mult timp. Și atunci de asta nu cred că sunt potrivite concursurile de soluții pentru orice obiectiv public. Dar să vă dau tot un exemplu din programul meu, un exemplu la care țin foarte, foarte mult și de asta am studiat cu atenție inclusiv lucrarea pe care ați făcut-o aici. Am propus un amplu proces de regenerare urbană a străzii Lizeanu, care din punctul meu de vedere este una dintre cele mai urâte străzi din București. Și am avut surpriza, documentând acest proiect, să constat că pe strada Lizeanu foarte multe clădiri sunt monumente. Da. Motiv pentru care cred eu că cea mai bună soluție pentru regenerarea urbană a zonei este un concurs de soluții. Tema fiind discutată de mine cu o comunitate foarte efervescentă și vibrantă de oameni implicați în cultură din zonă, artiști plastici, chiar și cântăreți, actori, tema generală ar fi redarea întregului spațiu către comunitate, dar pentru funcțiuni exclusiv culturale. Întreaga zonă Lizeanu. Este un fost cinematograf acolo din perioada interbelică, mă rog, transformat de comuniști în apartamente de 20 de metri pătrați. Sociale aproape. Sunt multe alte clădiri pe care intenționăm ca în urma unui concurs de soluții să le expropriem, să le restaurăm și să le redăm comunității exclusiv cu funcțiuni culturale. Evident, reabilitarea infrastructurii, crearea de mini piațete și așa mai departe, dar tema din punctul meu de vedere, asta ar putea fi. Acesta este genul de proiect pe care nu poate face un primar, oricât de mult ar vrea. Nu îl poate face. Genul ăsta de proiect trebuie să fie rezultatul unei ample consultări cu toți stakeholderii care ar putea fi implicați și să pornim de la idee, să pornim de la program, iar lucrările efective care fără îndoială vor fi finanțate de primărie să fie doar mijlocul prin care noi reușim să ducem la îndeplinire un program. Și programul putem să-l denumim cum vrem. Bucureștiul frumos, sectorul cultural și așa mai departe. Dar asta e tipul, da, de proiect, e o idee, tipul de proiect care odată iniciat, odată început, este foarte greu de dat înapoi.
îți oferă o predictibilitate pe o anumită perioadă de timp. Este corect inclusiv pentru proprietarii de acolo, pentru că vor fi parte din stakeholderii care se vor așeza la masă cu primăria, cu specialiștii. Uh-huh. Și mă bucur e genul că... de proiect în care cred eu că sectoarele ar trebui, mai ales sectoarele, să se implice. Uh-huh. Adică faptul că noi avem astăzi strada Lizeanu, care arată cum arată, e o pată pe obrazul tuturor. Da. Mă bucur că folosești cuvântul, mă rog, sintagma regenerare urbană în dimensiunile ei ample, nu doar că legat de construcție. Nu schimbăm doar bordurile exact, și exact, exact. Deci e bine. Și mie e mi bine se pare o abordare extraordinară pentru că pornești de la o zonă care, într-adevăr, inclusiv din punct de vedere social, are nevoie, da. Da, exact. Și mi se pare interesant abordarea asta către patrimoniu, fără să te uiți neapărat la un super monument și să iei clădirea iconică monument. Nu, există cu adevărat zone, da, bine, sunt aici, da, într-adevăr. Da. Ajungând la patrimoniu, voiam să te mai întrebăm, apropo de patrimoniu construit, ce alte politici ai mai avea în vedere, poate mai pe larg? Cum... Mă întreabă, o întrebare clasică în campania asta electorală este, totuși, primarii ăștia în funcție n-au făcut nimic bun? Și nu poți să spui că n-au făcut nimic. Sau ce ai împrumutat, ce ai luat, ce ai preluat. Și eu tot timpul am spus că, mă rog, preocuparea pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și cultural pe care îl avem e o preocupare corectă, în care eu cred foarte mult și cred că așa s-au născut toate marile orașe ale Europei. Conservându-și identitatea, patrimoniul, specificul local, bineînțeles, dar au muncit mult în direcția asta. Da. Și asta trebuie să devină o preocupare constantă a primăriilor, a administrației, indiferent de culoarea politică. Deci e un lucru la care eu personal țin foarte, foarte mult, dar la fel cum am vorbit de regenerare urbană, sunt lucruri pe care eu am avut norocul să le învăț în urma unor experiențe administrative relevante, parte de regenerare urbană. Ani de zile am vorbit cu cei de la Banca Mondială cu care am rămas și prieteni și am detaliat. De altfel e pe sectorul 5, un proiect am, Împreună am gândit și am întocmit acel proiect. N-am avut șansa să-l ducem mai departe, dar cred că a fost primul astfel de proiect finalizat conceptual în România și am învățat imens. La fel cum am învățat foarte multe lucruri despre implicarea, forța unei primării în tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, designul unui oraș în Danemarca. Am avut o vizită de studiu cu Baird în urmă cu câțiva ani de zile și ne aflam cu toți în fața fostei fabrici Carlsberg, o clădire din anii 1800, patrimoniu industrial, cum i-am spune noi, nu știu cum îi spun ei, dar probabil la fel, o clădire superbă, în care abia după 7 ani de zile noul proprietar, care, dacă nu mă înșel, era un fond de pensii, a reușit să facă ceva. De ce? Pentru că investitorul privat s-a dus, cred că cu 10 proiecte la primărie și primăria a zis nu consider că e oportun să faci asta în fosta clădire Carlsberg, în centrul orașului Copenhagen. Deci asta e o forță pe care orice primărie, vă dați seama că orice primărie o are. E și un act de oportunitate în momentul în care tu semnezi ca primar. Sigur, poate ar trebui întărită puțin poziția instituției în raport cu astfel de clădiri, mai ales de patrimoniu. Dar cred eu că e o atitudine corectă. Adică primăria a spus, nu consider că e oportun. Până când nu s-a negociat o soluție care să fie convenabilă, atenție, nu abuzivă în raport cu investitorul, dar să fie convenabilă pentru dezvoltarea coerentă a unui centru civic, a unei zone reprezentative pentru capitala Danemarcei, nu s-a întâmplat investiție. Ori noi avem jumătate de minut, că țin să spun că e altă durere de-a mea. Noi avem, le știți cu siguranță, uzinele electrice de la parcul Carl. Da. Dumnezeule, ce valoare avem în București acolo, ce resursă. Toată zona aia e... Întreaga zonă, mai zic de parc. Filaret. Mai avem un subiect legat de patrimoniu care ține de consolidare, privită la ora actuală, în relație cu reabilitarea termică, adică un fel de trio. Și e adevărat că în București s-a făcut puțin vreme de 3 decenii pentru consolidare, dar odată cu modificarea legislației în ultimii 2 ani, încep să se facă progrese în sensul ăsta. Ce se poate face la nivel de primărie de sector? Primăria de sector a primit în urma unei modificări legislative de anul trecut atribuții pe consolidare. A vrut să se înceapă un proces de
evaluare vizuală rapidă a clădirilor cu potențial risc seismic. Din câte știu eu, stagnează acest, acest proces. E o prioritate absolută pentru, pentru noi. Și aici aș vrea să introduc o altă discuție, nu o să fiu simpatic, poate pentru mulți. Statul, primăriile, primăria București și sectoarele nu au capacitatea administrativă și financiară să consolideze tot ce e de consolidat în București. Da. E suficient să ne uităm la cifre. La fel de clar cum știm că un mare cutremur nu ne va ocoli la nesfârșit. Pentru că suntem într-o zonă seismică. Și cred eu că demersul corect în această chestiune ar fi să vedem cum putem introduce capitalul privat în procesul de consolidare a clădirilor cu risc seismic. Deci parteneriatul public-privat. Evident. Discutam noi... Dar pe, încă o dată, pe principii absolut corecte, trebuie să le dăm operatorilor economici, marilor investitori, șansa. De ce nu? Avem apetit investițional în București. București e un oraș care se dezvoltă, e un oraș magnet. Are extrem de mult potențial. Decât să construim aiurea, cum de multe ori, din păcate, s-a construit, de ce să nu le dăm acestor fonduri de investiții posibilitatea să aibă clădiri centrale, de mare gabarit, pentru că multe dintre ele sunteți specialiști, dar eu doar la bunul simț administrativ aș spune că dacă demolăm o clădire care este astăzi în centrul orașului și vrem să o reconstruim, nu mai reconstruim aceleași suprafețe, că nu ne mai lasă legea, este corect? Da, suprafeția. Bun. Și atunci ar trebui să fie un plus din start pentru un mare investitor. Vine, face o lucrare de consolidare, într-adevăr, după ce în prealabil, în parteneriat cu primăria sau exclusiv pe bani privați, oferă alternative de housing pentru oamenii care, care dețin locuințele respective, într-o manieră echitabilă. Asta e un subiect foarte interesant, da. Da? Deci, asta e demersul corect ca să putem avansa. Altfel, da, vom reuși ca la fiecare final de mandat să spunem, am reabilitat în acest mandat 30 de clădiri. E foarte bine, dar e cu totul insuficient. Da. Nu putem, administrativ vorbind și financiar, să ducem povara asta. Municipiul București e foarte, foarte complicat. Complicat. E un proces anevoios, nu ne ajută de multe ori nici legea. Și atunci, cred eu că în acest domeniu trebuie să analizăm implicarea capitalului privat pe principii echitabile, transparente, oneste, evident. Și noi credem în colaborare și o susținem. Într-adevăr, în România e zona... Partea de lege e destul de sensibilă aici, dar cred că este gândită mai bine... Este pentru că perioada de tranziție a permis multe abuzuri. Exact. Și atunci, ca să scăpăm de abuzuri, am anulat orice posibilitate de asociere în parteneriat public-privat. Exact. Poate am trecut acea etapă, eu chiar cred că am trecut, vin noi generații de oameni care prețuiesc capitalul privat fără să submineze și rolul statului în această procedură și dacă tratăm cu mai multă maturitate, cred că ne poate ieși mai bine decât le-a ieșit părinților noștri în anii 90. Mai avem o colaborare importantă. Părinți la modul metaforic, spiritual. Să nu se înțeleagă că au lucrat ai mei în particular, că nu se ocupau cu așa ceva. O colaborare cu ordini și cu arhitecții, benefică și pentru primărie și pentru oraș. Comisiile tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismului. Celebrele CTAT-ul. Care conform legii există în primăria generală sau în primăriile de sector, a căror funcționare de-a lungul timpului e mai mult sau mai puțin eficientă. Și aici ne dorim ca reprezentanții ordinului și organizații profesionale, cum spune legea, să poată contribui la binele comun. Da, e un cadru normativ, îl cunosc pentru că știu din experiența administrativă. Nu știu cât de decisiv e rolul unei astfel de comisii. Acum, este consultativ, dar e important pentru că presupune o transparență și o argumentare a deciziei urbane. Înseamnă că e un instrument pe care nu îl folosim la potențialul adevărat. Exact, și atunci exact. Poate ar trebui să gândim cum facem asta, dar și într-un registru de comun, cred că trebuie să pornim de la schimbarea acronimului, că nu poate fi simpatic o structură cu acronimul ăsta. În fine, noi acum spre final aveam această întrebare, ce oraș favorit ai, un oraș care te-a inspirat și pe care poți să-l aplici aici sau
La fel ca mulți dintre cunoscuții sau prietenii mei implicați în administrație, de când mă interesează la modul cât mai concret administrația, am devenit un turist... înrăit. Avizat. Da. Un turist, cum să spun eu, însetat de a cunoaște diferite structuri, diferite sisteme, diferite moduri de organizare și așa mai departe. Îmi place modul în care arată multe dintre orașele Europei. Îmi place mult Praga ca organizare a activității administrative și mai ales prin modul în care încurajează specialiștii să se implice în dezvoltarea strategică a orașului. Și nu spun întâmplător, pentru că împreună cu Banca Mondială, cum povesteam, am fost la Praga într-o vizită de studiu și am studiat exact această chestiune. Cum se dezvoltă strategic, într-un mod corect și coerent mai ales, un mare oraș cum este orașul Praga. Atenție, care e mult mai fragmentat administrativ decât e București. Da. Noi suntem 6 sectoare, acolo sunt mult mai 12, multe. Parcă. Da. Și sistemul pe care eu îl consider extrem de eficient este cel al unui institut municipal de proiectare, care este un organism de stat, în esență, care atrage foarte mulți specialiști și care analizează toate aceste documentații de urbanism, inclusiv vestitele de rogări de care am vorbit înainte, și care armonizează reglementările, dar și investițiile, astfel încât totul să se facă într-o manieră mult mai coerentă. Din punctul ăsta de vedere, îmi place foarte, foarte mult Praga. Îmi place și cum arată, evident, fostă capitală de imperiu, dar la fel de mult, de exemplu, îmi place și Barcelona, care are un puc de la sfârșitul anilor 1800 și care nu a avut nevoie de derogări, ce să vezi. Deci, sunt sisteme... și mai e ceva, că m-am întrebat astăzi de dimineață ce să spun la podcastul OARE. Mă revoltă, și asta e unul dintre mesajele care chiar vreau să rămân aici, mă revoltă lucrările publice de calitate proastă. Și așa avem în general, sau am avut bani puțin, dacă facem lucrări publice, aș vrea să văd în oraș materiale de o calitate mai bună, aș vrea să văd o manoperă mai bună, aș vrea să văd preocuparea pentru estetic. Să devină prioritate pentru lucrarea publică și preocuparea pentru estetic. Pentru că nu trebuie să ne gândim că facem o lucrare astăzi și o mai schimb peste 2 mandate. Hai să o gândim, să o mai schimbăm peste 40, 50, 80, 100 de ani, dacă e nevoie. Că poate arată bine. Oportunități ratate. Da, de aceea noi tot spunem cu concursurile. Bineînțeles, există și modalități alternative, dar tot țin de calitate și, într-adevăr, estetica e o componentă importantă. Mă uitam la rampele pentru accesibilizarea trotuarelor în Barcelona. Da. Sunt ori din granit, ori din piatră, ori sunt lucruri gândite, temeinic, care vor ține sute de ani. Oamenii de acolo vor avea trotuare accesibilizate pentru sute de ani. Da. Iar noi nu suntem în stare să coborâm bordurile pentru că sunt niște prefabricate tip. De exemplu, e revoltător. Da, așa este. Când fac o amenajare de stradă și nu știu ce, au o întreagă echipă de specialiști. Și uneori sunt și sociologi care fac chestionare, dar totdeauna sunt designeri urbani, sunt peisagiști care sunt implicați acolo, oameni care analizează incluziunea socială și cea urbană. Deci un întreg angrenaj și o primărie, cred că poate să funcționeze poate, în felul ăsta. Nu e o problemă de bani. În ceea ce privește municipiul București și zona metropolitană București, proiectele mari nu trebuie să ne sperie. Bucureștiul, municipiul, sectoarele nu duc lipsă de bani. Urăsc primarii care folosesc drept pretext lipsa de bani. Nu a fost. În ultimii, de la integrarea în Uniunea Europeană, în municipiul București, nu a mai fost vreo problemă cu bani. Poți, ca primar, dacă ești un bun manager, poți să găsești soluții de finanțare nerambursabile, rambursabile, emisiuni de obligațiuni, soluții se pot găsi. Ducem lipsă de proiecte și de viziune. Asta și de preocupare pentru calitate. Dar noi vă încurajăm către frumos. Pentru că noutatea la nivel european, introdusă de oamenii politici, Ursula von der Leyen, către Consiliul Arhitecților din Europa, este pe lângă
mediu, environment, pe lângă social, partea de together, partea de frumos, de beautiful, care sigur că e dificil cuantificabilă, dar în momentul în care ajunge în discursul comun, va duce la ceea ce sperăm noi, conlucrare, da. Concursuri de arhitectură și de... De altfel, noi o să organizăm în cadrul anualei de arhitectură București, organizăm summit, un primul summit european al capitalelor europene pe arhitectură, urbanism și administrație. Și aducem specialiști din toată Europa și din Praga. De fapt, acum 2 ani am avut unul din arhitecții șef de acolo și ne-au povestit cum a funcționat tot ce a fost. Deci vă invităm cu mare drag și în octombrie o să fie. Cu mult interes. Deși nu sunt arhitect, mă preocupă foarte, foarte mult. Mulțumim. Dezvoltarea corectă și sustenabilă, mai ales. Mulțumim, mult succes și să fie numai bine. Și... Vă mulțumesc și chiar să se termine campania, aș vrea să mai particip la astfel de discuții, pentru că eu personal am și multe lucruri de învățat și îmi place să preiau idei bune de la specialiști. De asta suntem. Mulțumim! Mulțumim!